Ați întâlnit aceste chestii în pomii voștri și nu știți ce sunt? Fie ele de culoare galbenă, fie de culoare albastră, fie de culoare albă sau orice combinație din acestea două, chiar dacă ați găsit porțiuni mici dintre aceștia sau porțiuni mai mari, mult mai dezvoltați, trebuie să știți că aceștia nu sunt nimic altceva decât niște lichene. De fapt, de drept, sunt o combinație dintre două organisme vii, o algă și o ciupercă. Iar aceste organisme sunt între primele forme de viață care au început să producă un sol fertil, pentru că ele în general atacă țesuturile moarte. Nu contează că vorbim de structura unui pom sau vorbim de structura unui gard, un material lemnos sau un fier sau orice altceva, ei se așează acolo unde găsesc un fel de praf, un fel de substanțe nutritive, le toacă și le transformă în humus. Dar știu că de foarte multe ori ne îngrijorăm atunci când îi găsim în interiorul coronamentului pomului nostru. Și uitați, în acest caz avem unii de culoare galbenă, da? Dar avem și unii de culoare albastră. Uitați. Iar alte ori îi găsim doar în anumite zone ale pomilor. Spre exemplu, la mine îl întâlnesc în acest măr, dar în cel de lângă el nu există niciunul. La fel cu majoritatea pomilor, nu au acești licheni, mai puțin pruni. Și dacă sunteți puțin atenți, aici în grădina mea am o zonă mai umbroasă și toți pomii din această zonă prezintă mai mult sau mai puțin acești licheni. Ia uitați. În special pruni, pentru că coaja, scoarța acestora este puțin mai scorțoasă, iar acest lucru permite apariția acestor combinații. Dar cum scăpăm de ei? Cum îi facem să nu mai apară ei pe tulpina pomilor noștri? Foarte simplu. Luați o perie de sârmă, nu vă speriați că veți leza scoarța pomului și dați foarte ușor cu ea pe pom. Vedeți? A, uitați ce simplu este. Ia, ia, ia. Ia. Observați cât de simplu se curăță? Nici nu zici că a fost pe acolo și nici nu degradăm scoarța pomului prin această acțiune a noastră. Ideea este să nu apăsăm foarte tare cu această perie pe suprafața pomului. Și acolo unde avem infestări mici, adică infestări, instalări mici ale acestor alge și ciuperci, putem să facem această tehnică cu peria de sârmă și să îi înlăturăm doar printr-o singură aplicare, fără probleme. A, uitați ce ușor dispar din pom. Vedeți? Aceasta este cea mai bună tehnică prin care puteți combate această combinație între algă și ciupercă. Peria de sârmă. Dați ușor pe suprafața pomului, scăpați de ei fără nicio problemă. Se instalează iară, aplicați de asemenea. Asta pentru cazurile mici. În schimb, atunci când pomul este infestat cu adevărat, puteți să folosiți var. Îl puneți în pompă, îmbăiați tot pomul și de aceea acele particule de calciu care vor rămâne după ce se va evapora apa, se vor lipi de acești licheni și vor deshidrata foarte simplu și de aceea atunci când dați cu var tulpina pomilor, vedeți întotdeauna că porțiunea în care este dată cu var nu prezintă licheni, iar imediat unde ne ducem mai sus, încep aceștia să apară. Acum că am aflat ce sunt lichenii, știu că trebuie să răspundem la o întrebare care ne macină pe toți sau care ne-a macinat vreodată. Sunt ei periculoși pentru pomii noștri sau pentru spațiile unde invadează aceste combinații între alga respectivă și ciuperca respectivă? Răspunsul meu este nu și al cărților de specialitate este același ca al meu. Prezența acestor licheni nu semnifică decât că dumneavoastră aveți în zonă un aer curat, un aer plin de aerosoli. Acolo apare în general acești licheni. Ar mai fi un factor, la fel de principal ca primul, și anume zonele cu umiditate sau zonele cu exces de umiditate. Acolo unde avem zone umbroase, acolo unde umiditatea este mai ridicată, acești licheni își fac prezența pentru că ciupercilor sau algelor le plac umiditatea și de aceea se instalează pe pomii dumneavoastră, consumăm acel praf. În schimb, putem spune că sunt dăunători acolo unde excesul de umiditate este foarte mare și acești licheni invadează total coronamentul pomului, inclusiv lăstarii tineri. Atunci, da, devine o problemă pentru că ei, în momentul în care colonizează toată suprafața
ramurii, creează o zonă de tampon între zona lichenului, între suprafața lui și zona de susținere pe această ramură. Acea zonă de tampon va fi permanent umedă, ceea ce va permite degradarea ramurilor și atunci, în acel caz, putem spune că lichenii sunt periculoși pentru pom prin microclimatul pe care îl creează în acea zonă de tampon. Iar pentru asta, bineînțeles, că am văzut cum putem să îi înlăturăm și asta nu înseamnă nicio problemă. Așa că dacă aveți pom mai puțin și zona în care sunt infestați cu acest lichen, impropriu spus infestați, în care s-au instalat acești licheni, puteți să-i dați foarte simplu jos cu acea perie, așa cum v-am arătat. În schimb, când aveți o invazie mai mare, mai există o metodă prin care puteți să-i eliminați, și anume prin deshidratarea lor. Adică, alga sau ciuperca, dacă se deshidratează, imediat vor dispărea și vor muri. Iar acest lucru puteți face cu ajutorul varului. Un kilogram de var stins la 10 litri de apă, puteți să puneți și o jumătate, nu e nicio problemă, pusă în pompă, filtrată, bineînțeles, soluția și pusă în pompă și îmbăierea totală a pomului. Acel praf de var, în urma evaporării apei, va rămâne pe structura pomului, respectiv pe structura lichenului și atunci acest praf va deshidrata lichenul pentru că acest calciu din var are proprietatea de a trage apă, de a absorbi umiditatea. Și așa, lichenul se deshidratează, adică alga și ciuperca, iar dumneavoastră veți avea un pom curat. De aceea, acolo unde vedeți că este dat cu var tulpina pomului, nu sunt licheni și în partea de sus unde n-ați mai dat cu var, întâlniți acești licheni. Așa că, dacă vreți să scăpați de ei, cel mai simplu este să stopiți cu var. Dacă nu, dați-i cu acea perie jos și nu este nicio problemă. Așa că dacă a rezolvat și problema asta care ne îngrijora pe toți, să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!